Bun găsit, doamnelor și domnilor! În cadrul emisiunii Magazin Sportiv de astăzi vom vorbi despre judo. Și tocmai de aceea îl am alături de mine pe domnul Ioan Duță, antrenorul secției de judo de la Clubul Sportiv Mușă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre care vor să petreacă lângă noi în această seară, să vadă și să cunoască din sportul care l-am adus în câmpul lung. Pentru că tot ați spus că ați adus acest tip de sport, mai bine zis judo, spuneți-ne cum ați ajuns dumneavoastră să înființați și să practicați judo la câmpul lung? Din copilărie pot să spun că am avut predilecția asta de a lupta. Se organizau diferite, după meciuri de fotbal între clase, de obicei se mai făceau și trânte. Și am fost foarte bucuros să mă apuc de acest sport, mai ales că era o legătură apropiată, doar diferența constă între kimonou și dresul de lupte. Am început să practic judo, așa, când eram elev, aveam un unchi în București care ne mai lua pe la dânsul și într-o zi la stația Pantelimon a apărut antrenorul Donciu Gheorghe să-și bage benzină la o mașină Mozvici. Unchiul meu lucra la acea stație de benzină și se cunoșteau foarte bine și i-a zis, măi, Gică, tu mai ești la Rapid acolo antrenor, uite, e nepotul și hai să-l punem și pe el să facă să câteva lecții de judo. Judo? Când am auzit judo? Știați ce înseamnă judo? Da, știam. Știam. Oh, gata, m-am dus și am participat la cursurile de inițiere. Câteva cursuri, cât în două săptămâni au fost vreo 8 lecții. Și apoi am rămas cu acele elemente care le-am însușit în acea perioadă. Apoi am terminat liceul și eu mă pregătisem pentru medicină și știam că nu o să intru primul an la medicină și am vrut să văd cum este la facultate ca să pot anul următor, mai aveam doi prieteni care împreună ne pregăteam pentru medicină. Și apoi când am dat examen, ne-am dus să ne luăm dosarele după o lună jumătate. Și am văzut, ne-am despărțit, ei au plecat la mare, eu am trebuit să vin înapoi la câmpul lung. Că aveam de făcut niște otavă, cum aveam gospodărie să ajut părinții. Și am văzut pe tramvai un anunț, Institutul de Educație Fizică și Sport, cursuri post-liceale cu durata de 2 ani de zile, concurs. Și am început să scrie acolo disciplinele sportive. Prima dată n-am luat așa mare atenție. M-am uitat, și aproape am ajuns la Gara de Nord. Și când am ajuns la Gara de Nord, ia să mă duc eu să văd și ce e aici, că nu strică să vedem. Și m-am dus la unchiul meu, am stat de vorbă cu el, uite așa, 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 păi gata, hai să mergem. Dimineața mergem la facultate. Ne-am dus la facultate, am început să studiem lista cu sporturile și apăreau, în oră în oră, apăreau candidați, câți candidați sunt pentru fiecare sporturi. Și prima dată fotbal, că toată lumea mergea la fotbal. Toată lumea la fotbal, da, așa e. Și când am văzut că sunt fotbaliști numai de divizia A, de divizia B, aici nu prea e loc. Apoi hai la box, că eu în copilărie am făcut și vreo 2 ani de box. Și la box erau foarte puține locuri, erau doar vreo 15 locuri și erau vreo 50 de candidați. Hai să merg la judo. Adică mai departe ne uit și văd judo. Când văd judo, mai știu eu ceva, mai mi-aduc aminte, mai nu știu ce. Hai să vedem la judo. Erau 20 de locuri și erau vreo 25 de candidați. În ziua când mă scriu la judo.
ce să mai scriu la judo. Acum n-aveam kimono, nu se găseau kimonouri. Așa, după 3 zile a început prima dată, prima probă era o probă atletică, după 2 zile era o probă de gimnastică, că aveam calități așa, înclinații de polisportiv. Și m-am prezentat la judo. Am făcut rost de un kimono, am salutat și îmi căduseră un proceu Kosotogari. Mă, ce înseamnă? Adică, și l-am rugat pe un coleg, mă, ce înseamnă? Spune-mi că poate înțeleg. Și face cârlig. A, și am făcut un cârlig. Ia, mai fă-l odată, mai fă-l odată și face, da, uite, 6. Și acum urma proba de anatomie, proba scrisă. Trebuia să iei peste 5 ca să poți să intri la adunat, la medie. Și erau băieții care intraseră mai înaintea mea și după mine, erau meseriași. Ani mulți. Erau meseriași. Și acum șansa mea a fost anatomia. Și exact anatomia m-a salvat. Am luat aproape 8, 7 și vreo 50. Nu-mi căzuseră și niște subiecte care chiar că le știam. Și am intrat, m-am dus la cursuri, se făceau cursurile câte o lună de zile, de 4 ori pe an. Te duceai, făceai cursurile, dădeai examenele și... Și după ce am terminat, era cu repartiții și am primit o repartiție în 72. În 72 ați terminat, da, la București. Da. Și am primit repartiție la Galați. Club, școala numărul 5, Galați. Nu, numărul 1, 5 venise la București. Și m-am dus acolo. Nu prea știați despre Galați? Nu știam nimic, că atunci am văzut prima dată Galați. M-am dus acolo la școală, era un antrenor, un profesor de judo. Îl mai știam eu așa, că îl mai văzusem la competiții, dar nu știam că e din Galați. Și face, bă, tu ce cauți, mă, ce... Tu vrei să rămâi aici? Păi aici m-a dat, nu știu ce, trebuie să... Hai mă că îți rezolv negație. Și adică mi-ar... să plec, să plecați. Că să-i încurcam. Și păi dăm negație, nu știu ce. Și am venit în Câmpul Lung. În Câmpul Lung, după ce am venit, asta era în august, la sfârșitul lunii august. Când am venit în Câmpul Lung, m-am întâlnit cu domnul profesor Duț Alexandru, care era directorul clubului sportiv. Eu atunci nu știam că dânsul este director. Dar mi-a fuseseră profesor la școala profesională. Și ne cunoșteam și domn profesor, uitați așa, așa, așa. Păi, uite, eu sunt directorul clubului, avem 3 secții, judo, box și atletism. Și hai să vedem, să discutăm, am discutat. Acum să mergem la București să facem formele de afiliere a secției de judo. Am făcut un material, a făcut domnul profesor un material. Acum trebuia luat aprobare și de la județ, unde era director domnul Crețu Ion. N-a zis, când am mers la dânsul, n-a zis nici facem, nici nu facem. Poate că era necaz că nu se înființează la Pitești? La Pitești era chiar cu un an de zile înainte. Asta era în 1973. Deja la sfârșitul august am stat de vorbă cu domnul profesor și în septembrie ne-am apucat de mersuri. Nu, ce se întâmplă în 1972, domnul, secția de lupte obținuseră un titlu de campion mondial la lupte. Și acum, domnule, campion mondial la lupte, ce să mai... Nu ne trebuie luptele să le dezvoltăm. Și acum domnul Duță face, mă, ăsta e orgolios, dar hai să trecem peste el. Și am trecut peste el, ne-am dus la Federația Română de Judo, acolo când l-am văzut pe domn profesor Moraru. Îl știam de la cursuri. Și eu, dacă îl știam de la cursuri, eu nu, atunci puteam să-l întreb și eu, domnule, dar dumneavoastră de unde sunteți? Că nu ne-a, nici dânsul nu ne-a întrebat, tu de unde ești, de unde ești. Ne făceam, ne ținea cursul, după care dădeam examen și când m-a văzut, bineînțeles că ne cunoștea, mă, dumneavoastră, domn profesor, mă, tu ești din Câmpul Lung, de ce nu mi-ai spus, mă, că ești din Câmpul Lung? Păi, dar nici nu ne-ați întrebat. Bun, hai să vedem, o să avem probleme și dânsul imediat a confirmat, să vedeți că o să avem probleme cu domnul Crețu, că ce greu am făcut și la Pitești, în judo.
În fine, am mers, am făcut afilierea, dar nu puteam să participăm. Na, deci asta durează, pentru că trebuie să găsești selecție, să faci selecția, inițierea. Participarea la concurs urmează ulterior. Urmează ulterior. Și am început cu contracost. Cursuri contracost. Contracost. Și se plătea 75 de lei pe lună de persoană. Și atunci mi-a făcut o angajare de 4 luni de zile, cât s-a plătit. A venit lotul național și acum nu prea mi-a convenit nici mie, pentru că era salariu mic, era 750 de lei salariu. Și na, aveam și o vârstă care simțeam nevoia de mai mulți bani. Da, simțeam nevoia de mai mulți bani. Și tot domnul profesor Duță a avut o inițiativă extraordinară. A vorbit cu domnul director de la fabrica locală, domnul Duțan, inginer Duțan. L-a sunat pe, băi, Pavele, uite așa, așa, putem să stăm de vorbă? Da, domn profesor, haideți la noi. Și ne-am dus acolo la fabrica locală, la metalurgie. Uite așa, așa, ține minte și mie vreun an de zile, maxim un an de zile, până vine pe post, că eu aveam un contract de colaborare, astea 4 luni de zile a fost. Și după un an de zile, după ce ne merge nouă treaba, eu ți-l dau cu transfer înapoi. Dar haide, te rog eu frumos, să demarăm treburile. Să aveți totuși un venit. Să venim. Domnule, și m-a angajat. Nu știu dacă e bine să spun, dar luam 2000 de lei pe lună. Era ceva extraordinar pentru asta, nu? Nu mai venea să plec când a venit postul. Imediat la sfârșit, la începutul 75, mi-a venit postul. Deci am stat aproape un an la fabrica locală. Deci să înțelegem, în 73 s-a înființat secția. În 74 m-am angajat la fabrica locală. Și după. În 75 ați devenit oficial... Oficial angajatul clubului. Și acum am venit cu transfer în interes de servici. Și salariul era... Un pic mai mic. Nu că era mai mic, era mai mare ca la toți ceilalți. Era mai mare și ca lui domnul director. Aha. Pentru că le veneam cu 2000 de lei în interes de salariul care îl luam acolo. Hai, mergem înapoi la București să vedem cum reglăm angajarea. Și m-am dus și cu domnul austrianul contabil și cu domnul Duță și mi l-a scos un salariu la 1600 de lei. Excelent! Ceilalți, domnul profesor Drăgan, care era antrenor emerit, avea 1300 de lei. Domnul Coman, care era la fel, tot omul. Domnul Simion, Aurel Simion. Deci astea erau salariile cele mai mari. Și mi-a făcut 1600 de lei și țiu minte că vreo 6-7 ani de zile mie nu mi-a crescut salariul niciodată. Ceilalți crescuseră. Dar să vorbim mai puțin de asta. Și am început, a fost lotul național de seniori în 1974 la Câmpul Lung și domnul profesor Moraru m-a numit antrenor secund. Vă cunoștea probabil. Mă cunoștea și tocmai ca să putem să demarăm judo în zona. Așa, mai ales că dânsul era din Hârtiești. Tot Mușcelan, să Mușcelan al nostru. Hai să, neapărat, gata, ținea de mândria lui de Mușcelan. Zice, domnule, trebuie să facem judo la Câmpul Lung. Gata, antrenor secund, stai lângă antrenorul principal, urmărești tot și după aceea aplici la grupa ta de... Hai să-ți văd grupa. Și aveam... Na, dacă era cu plată, erau numai oamenii mai în vârstă, adică copii, elevi, tineret mai... Nu erau elevi, copii de ăștia mai mici. Și plăteau, veneau și își făceau. Și apoi când faceai, după antrenamentul, hai să-ți văd grupa. Asta, țin minte, erau băieții, se îmbrăcaseră așa, care aveau kimono și kimono, așa, și au intrat în sală. Să uită, face, ia stai mă, stop, ia vină cu aceea. Asta e grupa ta? Și erau vreo 40 de persoane în sală. Păi da, asta e. Hai de mine, dă-i afară pe toți. Păi n-ai făcut cursuri, ce înseamnă? Selecție. Copii? Fac, da, domnul profesor, dar eu am vrut ca să, prima dată, ca să pot să-mi scot banii, că eu am fost plătit în banii contribuabil. Ăstea 4 luni de zile. Nu, gata, dă-i afară, ce să mai, o să-ți vină postul, o să discutăm, o să rezolvăm, dar fă-ți grupă să pornești, să apari repede cu rezultat. Și am început cu o grupă imediat. Deci asta a fost prin martie-aprilie.
cred că țin minte foarte bine, s-a terminat așa, am început cu copiii. M-am dus pe la școala numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Astea erau școlile mai puternice în Câmpul Lung. Numărul 2 era cea mai bună. Și am adunat câțiva copii și am început, m-am ocupat de ei, stăteam, de ei, elementele, să-și însușească elementele perfect. Dacă la sală execuția este corectă, în concurs iese corectă. Dacă la sală nu insiști pentru corectitudinea procedeului, la concurs n-are cum să-ți iasă. Și să devină un gest inconștient, să execute corect. Este vorba de o automatizare. Exact. O automatizare și am început să adaptez chiar antrenamentele de la lot, cu 400-500 de intrări pe procedeu, pe deplasare, repetarea, mai ales că trebuie să devină automatism. Și s-a terminat și anul 74 așa și în 75 a participat la primul campionat național de copii. Etapa județ, etapa zonă și etapa finală. Mi-a mers copii foarte bine. Deci la județ am fost cu 10 copii, la zonă am fost cu 8 copii, la finală cu 7 copii. Și am ajuns la finală aproape să luăm medalie. În primul an a luptat Șerban Liviu, a luptat cap de serie, a pierdut cap de serie și apoi a luptat și pentru medalia de bronz. Dacă tot ați adus aminte, printre primii sportivi care v-au ajutat atunci la început, în afară de Șerban, mai sunt și era, alții? Era inginerul Liviu Șerban, domnul conferențiar universitar Daniel Roșu, era domnul profesor de sport Vasile Pușcașu, care au luat medalii, așa, mai era un băiat, Andu Șerboiu, băiatul lui domnul inginer Șerboiu, foarte bun și ăla. Cam aici erau copiii. Deci prima generație, prima generație. Care ați pornit la drum, să zicem. Și am pornit la drum, am ajuns la finală, așa, și ăsta Șerban a fost foarte aproape. Dacă, ce se întâmplă? Aici a fost prima lor experiență. Prima competiție, prima mai mare, să spunem. Competiție cu arbitri adevărați, fuseseră etapa de județ mai puțin, etapa de zonă, mai văzuseră ei cum vin. Dar asta a fost prima discuție. Bă, nu luați seamă de că iau centuri verzi, albastre, nu știu nu ce. Nu uitați la centuri. Nu aveți nevoie. Voi vă gândiți, trebuie să-l bat pe ăsta. Eu trebuie să câștig acest meci. Eu trebuie să fiu învingător. Și mi s-au calificat 7 sportivi la finală. Și finala a fost la Sibiu și foarte aproape de medalie a fost Liviu Șerban. Și ceilalți copii, dar chiar toți au câștigat câte un meci, două. Ca să te apropii de medalie, trebuia să ai cel puțin 4 victorii. 4 victorii. Să înțeleg că la acea vreme erau mult mai mulți. Da, erau, ajungeau cam în jur de 36 de copii, ajungeau pe categorie la finală. Și gata, am venit acasă. Domn profesor, băi, acum s-a întâlnit, din nou a venit lotul național de juniori veniseră, în 1975, din nou a venit la Câmpul Lung și au discuție între domnul director Duță și domnul secretar al federației, domn profesor Moraru, și face, domne, mi-au plăcut copiii, am stat cu ochii pe ei pentru că să vedem dacă au potențial, să-l poate lipi de el și promit. Mi-au plăcut copiii. Gata, e pe drumul cel bun. Tocmai de-aia mi-a și venit postul. Imediat n-a venit postul. Nu veniseră postul, nu. După etapa de zonă am venit să postul. Cu aceiași copii, n-am mai, parcă 2 sau 3 am mai agățat anul următor, în 76. Și precis atunci a venit și prima medalie. Primele medalii. A primele, nu prima. 4 medalii. Am luat 4 medalii tot din 8-5. Anul următor am fost optiși și încă 3 au pierdut și medalii, tot să intre în finală, cap de serie, și apoi au pierdut și medalia de bronz. Deci am pierdut 3 medalii atunci. Hai de mine, și a fost un campion? Da, Pușcașul campion. Deci, luată logistic, prima medalie a luat-o Tăbârcă Dragoș. Pentru că el a intrat primul în finală. Medalie de argint. Apoi a doua medalie a luat-o Pușcașu, Lungeanu, Florin, care ajunsese ulterior fotbalist, și el la următoarea categorie, și el a intrat în finală. Și apoi Pușcașu a intrat și el în finală.
și la final ăștia au pierdut. Tăbârca a fost foarte aproape de medalie. Foarte aproape. Domnule, puteam să am 3 campioni. Al doilea, cum să zice. Când am venit în Câmpul Lung, fai de mine, că tot așa am ajuns lunea acasă. Oricum, pe acele timpuri era mai greu cu deplasarea. Era mai greu cu deplasarea, cu trenul. Păi am avut tren, țin minte, am plecat duminică seara, noaptea de la 12 noaptea din Arad. Ăla era trenul și am venit până în Brașov. Și în Brașov am venit cu autobuzul. Am ajuns lunea la prânz acasă. Și când m-am dus la club, m-a așteptat un director, face, bă, uite, dacă ai ști tu și ieri și astăzi, uite, numai aici mă învârtesc, ce ai făcut la finală, ce ai făcut? Nu exista telefonul, da, nu mobil, exista. Și era mult mai greu. Păi și atunci la telefon, ca să poți să obții o convorbire la telefon, făceai numărul până centrală și așteptai cu comandă și așteptai o oră, două ore, trei ore până... Așa și... Ia zi cum a fost. Păi, domn profesor, avem un campion, 2 vicecampioni și un bronz. Dom'le, chiar mi-aduc aminte, bea apă, când îi povesteam eu. I-a căzut paharul cu apă. Și face, bă, tu râzi de mine? Domn profesor, diseară când veniți la sală, vedeți medaliile? Vedeți medaliile și pa, mă duc de acolo la sală, nici nu mai plec. Și astea au fost primele medalii. Imediat, deja Păpușcașul și l-a nominalizat la lotul național de junior 2. Și el era copil mare, ultimul an copil mare. Zice, domne, ce să mai, Pușcașul ăsta arăta și frumos. Anul următor, la fel, am luat foarte multe medalii. Anul următor am luat 8 medalii. Deci ați început extraordinar de bine. De bine. Și mereu medalii... Mi-aduc aminte că prin 1980 lotul național de juniori era format din 21 de sportivi. 7 erau de la Câmpul Lung Mușeu. 7 sportivi. În lotul național. Lotul național. Da, înainte să mergem mai departe, o să le aduc aminte telespectatorilor, dacă doresc să intre în legătură directă cu noi, o pot face la numărul de telefon 0248 537 361. Și pentru că tot ați pomenit asta de lotul național, ați avut vreodată ocazia sau ați fost convocat să fiți antrenorul lotului național? Da, am fost de mai multe ori. Pușcașul poate să confirme, Bolbose poate să confirme. Am fost chemat la Alba Iulia, eu neavând ajutor în sală, n-aveam cum să las. Dacă plecați din Câmpul Lung, se termina gata, cu secția. Gata, se termina. Atunci foarte greu... veneau în Câmpul Lung, ce să caute un profesor de judo în Câmpul Lung. Un orășel mic de țară. Totdeauna fiecare care aveau specializare un sport, căutau să ducă în orașele mai mari. Unde sunt ei aproape, în regiunile în care proveneau. Pentru că ați zis, continuați. Am fost de multe ori chemat la lot și mi-aduc aminte că și anul trecut. Am fost invitat la Cluj, la lotul de senioare, olimpic. La fete. La fete. Să mă duc să țin niște cursuri și să stau. Și mă știe că nu, eu nu o să merg. Am fost chemat la Liberty Oradea acum vreo 4-5 ani de zile. Atunci se ieșea la 60 de ani. Puteai să ieși la pensie 60 de ani și știau. Face, gata, uite, acum ești la pensie și vii la noi, te angajăm și e și lotul olimpic la Oradea. Îți dăm o vilă, stai acolo, ce să mai, nu, lasă, numai că n-aveți cu ce să mă încântați. Pentru că ați pomenit un pic mai devreme niște nume care nu le-am mai auzit până acum, Bolbose și alții, sunt printre sportivii care v-au ajutat sau care au fost mai sus decât... Da, ce se întâmplă? An de an au fost au venit copii și au luat medalii și au venit copii și au luat medalii. Următoarea, deci, diferența... Prima generație a fost născuți 1961, 62, 63, 64, până la Tăbârcă, Roșu, Mărgescu. Ăștia erau născuți 64. Pușcașul, Șerban erau născuți 1961, Gheorghe Florin era născut 63 cu Ilie Marian, 62 era unul Chiflă, îi ziceam noi Chiflă, nici nu mi-aduc aminte numele lui, că după porecle îi cunosc pe toți așa, și cu Șerboiu. Apoi, următoarea generație, a venit generația lui Mercan în 1963,
66, unde a fost regretatul inginer Mercan Adrian, care a fost multiplu medalia la campionate naționale. Deci, an de an, veneau alții și luau medalii veneau pe lângă ceilalți. Din urmă. Veneau și se perpetua continuu, aveam medaliați. Bolbosea a apărut în 1979, în 80 a ieșit campion național, în 81 iar campion național, deci mi-a ieșit pe lângă alții. Sandu Marian, care a trecut ulterior la lupte. Ați făcut vreun bilanț așa în întreaga noastră carieră? Cam câte medalii? Aproape 180 de medalii la campionate naționale, între care 41 de campioni. Deci aveți da. Concret. 20 de sportivi, nu 20. 12 sportivi mi-au luat 40 de titluri. Felicitări pentru acest lucru. Și dintre toți sportivii care i-ați promovat dumneavoastră și care au obținut medalii la campionatele naționale, au fost și sportivi care au mers mai departe la Da, au fost sportivi care au participat la campionate europene. În 1978 a participat Pușcașul la campionate europene. 79, 80, 81, deci a participat de multe ori. Apoi Tăbârcă, a participat la Dragoș Tăbârcă, a participat la campionate europene, la turneul Prietenia, unde a obținut locul 3, medalie de bronz. A fost prima medalie cucerită la o competiție internațională. De către un judoka din Câmpul Lung. Din Câmpul Lung, competiție internațională cu obiective ale Federației Române de Judo. Mai erau turnee unde câștigaseră. Pușcașul în 1977 a câștigat un turneu în Polonia, primul turneu. Când l-a scos afară, a și câștigat primul turneu. Și toată lumea, deja am un jurnal care și scrie acolo, pentru 1980, Pușcașul Vasile poate participa la Olimpiada de la Moscova. Era tânăr, avea 19 ani și era să ducă și a avut o problemă și n-a mai participat. Dar au mai fost și alți sportivi care au avut participat. Care au participat la europene. A mai fost Dragoș Bolbose. Dragoș Bolbose a participat prima dată la europene în 1986. Între timp ajunsese la 20 de ani, ieșise campion național de seniori. Câștigase turnee. Foarte bun, foarte bun sportiv. Și a ieșit campion european. Prima dată a luat medalie de bronz primul an la europene, adică 1986, 1987 a ieșit campion european. Campion european. Participări la europene a mai avut și o fată, Frunza Ancuța, care a participat la europene și foarte aproape de medalie. Mărgescu, Lucian, Nicolaescu, Eduard, a participat de vreo 6-7 ori. Pentru că ați menționat o fată. Cum vedeți dumneavoastră judo din punct de vedere al fetelor? Păi, după părerea mea, deci strict după părerea mea, fetele sunt receptive și muncitoare până la o vârstă. Dacă ai apucat să treacă și de acea vârstă, rămâne. Dacă nu, nu te mai înțelegi cu ele și... Eu nu prea am avut fete în sală, foarte puține, tocmai pentru acest motiv. Veneau și le simțeam la un moment dat și mie nu-mi plăcea să amestecăm lucrurile. Oricum știu că ați afirmat odată într-un colectiv mai mare, nu orice dansator poate să facă judo. Da, așa. Aici cred că dumneavoastră v-ați referit că nu toată lumea poate să ajungă să facă judo și mai ales performanță în judo, nu? Dom'le, trebuie să ai un caracter puternic și asta vine din familie, mediul familiar. Cum copilul în mediul în care se dezvoltă el. Mulți când a văzut judo, li s-a părut că ar fi niște dansuri. Și când vede cum e și pe cum perechi, așa, pe perechi, cât trebuie să transpiri, cât trebuie să rabzi. Mai ales că la noi e un sport cu categorii de greutate. Trebuie să
Să muncești, să faci acea greutate, nu? Ai poate 3-4 kg în plus și te gândești, bă, mă duc sus, păi sunt atâția, pierd, mă duc jos, opa, am niște șanse. Și îi slăbește 3, 4, 5, 6 kg. Am avut și nu e chiar așa de ușor să faci slăbirea, nu? Nu e să slăbești, mai rapsi cu mâncare, mai nu știu ce, dar satisfacția e după. În momentul în care ajungi să câștigi, atunci când îți dai drumul, o să câștigi. Dar fete am avut foarte puține și toate fetele aproape, chiar toate fetele care au trecut pe la mine prin sală, au luat medalii. Una, două care era și foarte au fost și la loturi. La loturile naționale. Erau chemate la loturi. Eu am avut mereu, an de an am avut sportivi chemați la lot, tocmai prin calitatea, să deosebeau de mulți alți sportivi prin calitatea procedeului. Ați avut vreun sportiv care a ajuns la olimpiadă? Că, pentru că știm cu toții că olimpiada este concursul suprem. La olimpiadă, în 1988, Bolbose a plecat de la Clubul Sportiv Mușcel în 1986. A plecat la Clubul Sportiv Dinamo București. Păi că la o... Antrenorul de la Dinamo București era antrenorul emerit și medaliat olimpic Constantin Nicolae, campionul european. Și l-a văzut la un turneu internațional. Erau campionate internaționale ale României, care participau în jur de 14, 15, 16 țări. Și a luat locul întâi. Și atunci ăla, băi, cine e ăla Bolbos? Ia să-l vedem și noi. Dom'le, lupta extraordinar. Avea în sânge lupta asta, da. Că, dom'le, judo înseamnă un sport cu o mentalitate de un om educat. Trebuie să fii serios, să fii respectos. Să fii serios, nu... Să abordezi lupta într-o manieră elegantă. Procedele trebuie să sunt subtile și de mare finețe și de mare efect. Place la lume. De-aia vin mulți. Spectacol. Vin mulți că văd, dar când vine și începe să lucreze, nu mai e. Adevărul că este foarte mult de muncă, nu? Da, e foarte mult de muncă. Pentru că ca să poți să fii un mare sportiv, îți trebuie de la 4, 5 ani, 7 ani, 8, 10 ani în sus. Și cam câte antrenamente? Nu știu. Deci de obicei 4, 5, 6 antrenamente pe săptămână. Și an de an? An de an. Copilăria este mai puțin, copilărie la un... Dar ca să ajungi... Trebuie să muncești. Trebuie să muncești. Și cum a fost vorba despre olimpiada de la 1988, în 1986 Bolbose a fost trecut la Clubul Dinamo, dar era un regulament. Sportivul care pleacă la un club militar sau de miliție, cum era Dinamo, încă 4 ani de zile să împart medalii, obiectivele. Și eu l-aveam pe el până în 80 și el trebuia să mă reprezinte și pe mine. Până în 90. Până în 90. Și a participat la turnee din astea de calificare și a obținut calificarea cu vreo 2 turnee înainte pentru Seul. Și acum el era singurul de la judo calificat și acum mai era încă un băiat în urma lui, unul Cioc, de la Dinamo Brașov. Probabil la aceeași categorie. Nu, la plus, el era la plus. Era și la campion european de senior, luaseră medalie. Olimpiadă înainte luaseră medalie, luaseră bronz. La Los Angeles, nu mai țin minte unde, Los Angeles, sau după aceea. În 84 a fost la Los Angeles. La Los Angeles, luaseră medalie de bronz și Constantin Nicolae medalie de argint, antrenorul Bolbose, la olimpiadă. Și acum i-au trimis din nou la un turneu în Polonia. Și pe Cioc ăsta cu scopul de a se califica, obține calificarea. Și a pierdut în primul tur și n-a mai, trebuia să vină locul 1-5. Și mergeau împreună. Și dacă nu l-a dus, Cioc nu și-a obținut dreptul de participare, Federația Română de Judo nu-l mai ducem nici pe Bolbose. Și, domnule, tocmai la acea olimpiadă, un neamț, care el l-a bătut la vreo 5 turnee. A devenit campion olimpic. Nu, medalie de bronz, luaseră medalie de bronz.
Bolbos era cotat foarte bine. Între favoriți, să zicem așa, nu? Da, el câștigaseră și Cupa Țărilor Latine. Cupa Țărilor Latine era vreo 40 de state, luaseră locul întâi. Inclusiv era Brazilia, toate țările de... Am înțeles, deci... De vorbitoare de limbă latină. Să zicem așa, a fost neșansa lui Bolbose. Ca a fost singurul calificat și n-a putut să judoca. Și... Dar acum e foarte așa îmbucurător faptul că este Nicolaescu Eduard, care acum nu mai luptă pentru noi, luptă pentru Deva. Să spunem că Nicolaescu a fost până anul trecut... Până anul, în iunie anul trecut a fost sportivul nostru. Nu am mai putut să-l ținem pentru că erau foarte multe turnee și clubul trebuie să susțină turneele. Și dacă reușeam să-l țin la aici, înseamnă că eu nu mai aveam obiectiv de participare cu ceilalți sportivi la campionate naționale, nu se mai ajungea bugetul, fiind mic, și a fost nevoit să renunț la el și la sora lui. Pentru că tot ați amintit de Nicolaescu, știu că de curând a fost undeva în Africa. Da, a fost acum două săptămâni în Chiad, turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Și a obținut, asta e bucuria mare, a obținut locul întâi. Deci e aproape calificat la Olimpiadă? Nu, nu, nu. Sau a făcut un pas? A făcut un pas. Este vorba de un clasament aici. Primii 32 de sportivi vor participa la Olimpiadă. Și mai sunt turnee până în 2016, până în aprilie-mai 2016 mai există turnee de calificare. Și el a început să adune puncte? A început, a luat anul trecut în Serbia 4 puncte și acum are încă 20 de puncte, mi se pare. Și e posibil să ajungă... E posibil pentru că acum iară pleacă la un turneu de calificare din nou. Deci fiecare își duc antrenori de loturi, își fixează niște obiective. Deci să înțeleagă pe și turnee. Spectatorii noștri că el acum este și la lotul național, nu? Da, e la lotul olimpic. La lotul olimpic? El și... la lotul olimpic de băieți și sora lui la lotul olimpic de fete, la Cluj. Și el e tot la Cluj? Nu, el e la Oradea. Și îi ajută acest fapt că sunt la lotul olimpic, da, că pot să participe la aceste turnee, nu? Asta este obiectivul Comitetului Olimpic Român, care au un buget mai mare și au planificare și obiective de calificare. Pentru că spuneați un pic mai devreme despre buget, că totuși e limitat. În ultima perioadă știm cu toții că a fost această criză economică. Domnule, dar fiecare antrenor cum își drămuiește... Dumneavoastră ați reușit din punct de vedere ce se întâmplă, am mai avut noroc și cu părinții. Au fost concursuri care și părinții au contribuit. V-au ajutat și părinții? M-au ajutat. Le-am explicat, domne, nu sunt, dacă vreți să meargă copilul, dacă vreți, mergem la concursul ăsta, se cuplau între ei, de data asta mergi tu, nu duceam nici mulți, că nici mulți părinți nu sunt cu mașini. Și că în rotație mă duceam cu două, trei mașini, mă duceam mai pe acolo, mai pe acolo, mai aveam și sponsor, l-am avut și pe domnul Lăcătușu, care m-a sponsorizat foarte mult, era domnul Mercan, director Mercan, care m-a ajutat, a fost domnul director Preoteasa care m-a ajutat. Și până la urmă, să zic așa, bugetul care l-ați avut l-am drămuit, și de la club și cu ce v-a mai ajutat și părinții. Și de la primărie am mai obținut niște bani. Și n-am mâncat tot. Deci cât te întinzi, cât ți-e plapum acum. Secția a mers întotdeauna destul de bine. O singură cădere am avut puțin anul trecut, dar a fost căderea neprevăzută. Au copii cresc foarte repede în timp scurt și mi-au trecut într-o categorie în alta, mi-au trecut din vârstă în altă vârstă și n-au avut timp să capete acea rutină. Mi-au trecut și două categorii, în loc să ducă la următoarea, n-a putut a sări și pe aia și e greu din prima dată. În loc de 7, 8, 9 medalii cât eram eu obișnuit, am venit doar cu 3. Dar au mai fost 4 locuri, 5, care alea nu... Locul 4 nu există la judo, există locul 1, 2, 3, 3, 5, 5. Ca să înțeleagă oamenii. Să înțeleagă telespectatorii noștri despre ce e vorba. Nu este locul 4. Aș vrea să vă întreb un pic, diferă judo care se practică acum față de judo
Atunci când ați început dumneavoastră să antrenați? Foarte mult. S-a schimbat regulamentul, asta o știm cu toți. Regulamentul s-a schimbat tocmai în spiritul de a arăta numai acele execuții magistrale, acele finețe, execuții finețe, fine, care simbolizează cultul judoului. Deci acum, în acest moment, e mult mai spectaculos. E spectaculos și regulamentul îl ajută să este fie... Este mai clar, să zicem așa? Este mai clar. Înainte făceai o acțiune, îți ieșea, nu îți ieșea, adunai un mic punct acolo, începeai să împingi să, și bătea gongul să termina meciul. Dar acum, nene, nu mai trebuie. Regulamentul nu mai permite să ai anumite prize defensive, să refuzi lupta, să faci obstrucții, cum să zici, să obstrucționezi. Te duci prin priză, faci procedeu. Cine a făcut primul, cine e bine antrenat, fizic, intelectual, câștigă. Dar să poate astăzi să zicem, am câștigat eu, au fost 20 de competitori la o categorie. Și a ieșit unul. Mâine, dacă e același concurs să reia, ăla nu mai iese. Depinde și de moment, pentru nu? Pentru că sunt foarte tehnici, foarte buni, foarte bine pregătiți. În general, toți sportivii. Toți sportivi, toți majoritatea judoca. Sunt o calitate extraordinară. Și judo este sport de vârf acum. Este un sport care se practică nu numai în România. Și a început acum să, deci de vreo 2 ani de zile, să premiază turneele, particip la turneele, este premiat. Turneele internaționale. Internaționale. Care nu internaționale sunt chiar competiții, nu? Sunt competiții. Adică nu sunt master, se numesc master. Mastere, unde pot participa și numai pe bază de invitații. Numai invitați și invitații să fac din primii 50. Adică să urmăresc campionatele europene, da, mondiale și... Federația Internațională acum urmărește ca să-i... pe fiecare sportiv să-l motiveze într-un fel. La turneul ăsta participă ăștia, la turneul ceilalți, să le dea posibilitatea la mai mulți sportivi să acumuleze puncte, să câștige bani, să... Că sunt plătite turneele. Pentru că am început un pic mai devreme să facem o diferență, cum făceați dumneavoastră când ați început, din punct de vedere al echipamentului. Acesta s-a modificat? Da, și echipamentul. Păi ce se întâmplă? Până în 1990, echipamentele de judo erau confecționate de o întreprindere de prestări din astea, cooperatistă de la Mediaș. Agnita Media și acolo. Și ei făceau... Pentru români. Pentru români. După 90 au apărut kimonourile ieșind la turnee, deja simțeai diferența între kimonourile românești și kimonourile făcute de firme adevărate. Pentru că, să vă spun, după 90 eu nu reușeam decât să mă apropii până la o medalie de bronz, una de argint, tocmai din cauza kimonourilor. Nu că erau contează mai acest... extraordinar. Păi, acel revers, când pui mâna pe el, trebuie să-ți rămână mâna acolo. Dacă nu ești, n-ai flexoarele bune, zboară toate și degetele și... Noi aveam din alea subțirele, venea, punea mâna pe tine, te luam și te duceai. Și am făcut... un băiat care ajunsese secretarul Federației Române de Judo, mă simpatiza foarte mult, că el a fost un sportiv care a luptat cu Mărgescu. Și Mărgescu l-a cam bătut. Am vizită câteva ori și apoi Mărgescu ulterior a plecat, după 90 a plecat în Italia, el a făcut în continuare și a ajuns campion mondial pentru Germania, unul la Scău, Florin. Teribil sportiv. Și el și-aducea aminte de Roșu, de Mărgescu, cum lupta cu ei și cam băteau. Povestea el face. Dom'le, mereu când auzeam de Câmpul Lung, aoleu, iar am meci greu, dificil. Se gândea cu teamă așa că da, va lupta cu un sportiv de la Câmpul Lung. Și acum știu că sunt niște kimonouri. Reglementări. Da, sunt kimonouri acceptate de Uniunea Europeană, Uniunea Internațională de Judo, deci sunt numai anumite firme
care sunt acceptate pe piață. Și agreate și, pentru... Și agreate. Și acele kimonouri se fac pentru fiecare sportiv și îl procură, ca să poată să fie să plece în mod egal la start. La startul curs. Oricum, se spune între spectatorilor că fiecare sportiv la orice competiție trebuie să aibă două kimonouri. Pentru că se filmează și aproape și concurs național amical. E direct pe internet. Accesezi, intri pe internet. Dar, și ca să vadă, să diferențieze, dacă ar fi fost amândouă albe, greu observai cine a făcut-o. Și să spunem că cel al doilea este albastru. Albastru. Nu? Pentru că tot vorbim despre echipament. Știu că și centurile diferă de la culori până la centura neagră. Da. Da? Vreau să amintesc spectatorilor noastre, sunt posesor al centurii negre 4 ani, obținută prin performanța sportivă ale sportivilor mei, pregătiți de mine. Ce înseamnă 4 dani? Să înțeleagă și telespectatorii noștri. 4 dani înseamnă un nivel mai ridicat de maestrie. De maestrie față de un dan, 2 dani, 3 dani, 4 dani. Dar până ajunge să aveți această centură neagră, mă rog, copiii, începători... Centură albă, centură galbenă, centură portocalie, centură verde, centură albastră, centură maro, centură neagră. Centură neagră un dan, 2 dani, până la 12 dani, care centura neagră, să zice centură neagră 12 dani, are culoarea roșie, roșu-purpuriu. Presupun că la și nivel centura, mondial... Da. După centura neagră 6 dani, urmează centură roșu, o bucățică roșu, una albă, una roșu, una albă și tot centură neagră, să zice 6 dani. 7 dani, e mai lată roșu, e mai lat, mai mică albu, 8 dani, mai mare roșu, mai mic albu. Deci un judoka întotdeauna când vede culoarea la o centură, își dă seama cât de mult este, domnule, cât de mai este acel luptător. Să discutăm în doi termeni. Pentru copii, până la centură maro, diferența o fac performanța și calitățile tale de a te prezenta la o examinare. Deci să dă un examen, să nu? Să dă un examen. Eu n-am dat niciodată cu copiii centuri, n-am acordat centuri pe bază de examen, pentru că pe mine nu m-a încălzit prea mult ca să aibă centură maro și el nu știe, n-are performanță. Execută foarte bine procedeele. Dar n-are performanță. Una e când ai obținut o performanță. Asta e calitatea, diferența între ce fac eu. Da. E destul de greu. Și la centură neagră, deci centură neagră, în momentul când vezi o centură neagră pe saltea, deja îți dai seama că ăla știe judo. Deci nu oricine poate să ajungă să aibă centură neagră. Centură neagră cam trebuie să știe judo. Și pentru că ați pomenit despre aceste, să zicem, categorii, aveți idee în România cine este cel mai bine cotat? La ora actuală este cel mai bine cotat antrenorul lotului olimpic, domnul profesor Berceanu, 8 dani. Și la nivel mondial aveți idee? E greu să ții minte pe toată lumea. Sunt foarte mulți. Deci sunt mulți care au reușit, da, să ajungă totuși la o performanță. 12 dani e numai Jigoro Kano, care e întemeitorul judoului, care a restructurat judoul dintr-o luptă de... cum se făceau acolo în samurai, în școala japoneză, a restructurat grupele cu procedee și le-a încadrat în niște chiuri. Centură pentru centură galbenă e chiu 1, centură galbenă e chiu 2, centură portocalie e chiu 3, centură verde. Un fel de categorii. Da, de categorii. Și în fiecare grupă e 6 procedee. 5-6 procedee. Și mai vreau să vă întreb un lucru. Știu că în judo, care este considerat o artă marțială, sunt mai multe feluri de concursuri. Luptă la sol,
luptă cu partener? Domnule, este adevărat? Judo este judo absolut. Judo absolut se numește acel sport prin care competiția îți dă dreptul, a participat la competiție îți dă ție dreptul să folosești una din tehnicile pe care tu le-ai însușit la antrenament. Tehnică din picioare și tehnică luptă la sol. Se poate trece din tehnica, totdeauna lupta începe cu tehnica din picioare și se poate continua cu lupta la sol. Lupta la sol poate fi surprinsă cu o ștrangulare, o luxare de braț sau o imobilizare. Lupta în picioare are și asta foarte vreo 5 tehnici grupate pe grupele corpului. De picior, de șold, de umăr, de roată, de sacrificiu. Procedee de sacrificiu e tomoenage, sumigaieshi, uchiwaza. Adică să induci... Deci tu îți faci... Te duci într-un procedeu de sacrificiu, tomoenage, te lași pe spate, riști. Că dacă n-ai făcut bine, l-a venit și te-a fixat. Deci are și... De asta se zice de sacrificiu. Fac eu ca să câștig. Risc să fac și să câștig. Sper că telespectatorii noștri au intrat un pic acum în tainele judo-ului sau măcar au înțeles... Dom'le, eu ce se întâmplă? Eu sunt antrenor emerit din 1993, tocmai prin performanțele sportivilor care i-am antrenat. În țară, la ora actuală, sunt vreo 10 antrenori emeriți. Ceea ce este un lucru... Spune tot și nu vreau să mă laud ca să... Dar... Da. Înainte de a ajunge la obiective, știu că la finele anului trecut chiar ați sărbătorit, să zic așa, 40 de ani de activitate. Pentru telespectatorii noștri, ce înseamnă pentru noastră 40 de ani de activitate? Păi, să vă răspund clar, 40 de ani în sala de judo. Asta înseamnă. Dacă ar fi să o luați de la performanțe, cred că aș face-o din nou. Fără niciun fel de... Aș face. De multe ori aș ezita să zic, dar totuși aș face-o din nou, pentru că atât de m-a emoționat adunarea cu cei... Deci în total trebuia să vină chiar 70, că am mai descoperit câțiva copii medaliați după. Păi și eu am fost medaliat și nu m-a sunat. De unde să te iau? Să înțeleagă telespectatorii, de fapt, atunci când ați sărbătorit 40 de ani de activitate, ați încercat de performanță, să adunăm medaliații. Să aveți lângă noastră toți sportivii de marcă, să zic. De medaliați, numai cei medaliați. Medaliați. Și, cei care au obținut cel puțin o medalie, dar au fost foarte puțini care au obținut, vreo 3-4 care au obținut câte o medalie. Cele mai multe de la 5, 6, 7, 8, 10 medalii în sus. Oricum, eu am avut privilegiul să fiu acolo și am observat, să zic așa, de la tineri campioni până la oameni care deja au o vârstă, copii campioni. Au copii campioni, da, exact, da. Vorba noastră. A fost un moment destul de emoționant și pentru noastră, da, nu? A fost, pentru că de unde ai plecat și unde ai ajuns. Și cum ai plecat și cum ai ajuns. Și toți erau ca bine, și copiii da, noastre, să da, înțeleg. Toți au suferit cu mine, am suferit cu ei. Pentru că n-a fost ușor tot timpul, haideți să recunoaștem, da? Au fost, deci așa să o luăm, să fi fost numai în bucurii și în... Cred că puteam să am 100 și ceva de campioni. Câți au fost, câte frustrări am avut, câte decizii eronate mi s-au dat. Dar asta înseamnă viață de luptător, să zic da, așa. Da, treci peste asta și să vedem ce facem mâine. Și toate acestea te întăresc, nu? Da, bineînțeles. Bun. Știu că în momentul de față așteptați decizia de pensionare. Da, o aștept. Dar noi sperăm să vină cât mai târziu, din punctul meu de vedere. Păi am observat și eu aștept și ea nu mai vine. Acum... Până vă vine această decizie, ce obiectivă v-ați propus acum? Domnule, secția nu trebuie să dispară. Avem anul acesta următoarele obiective. Sunt copii medaliați anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani. Matei Sorin, Cazacu Marian, Jinga Eduard.
la juniori mari. Ăștia trebuie să-mi ia medalie și la tineret. E Șuța care trebuie să ia medalie și la vârsta lui de 18 ani și la vârsta de 20 de ani, 21 de ani. Apoi mai este următoarea generație care ar putea să fie, adică e medaliat craioveanu. Am avut un conflict cu părinții lui, că eu am așa o atitudine mai dură. Dom'le, faci bine, nu faci, nu-mi place mie să lălăi în sală și nu știu ce. Și atunci te mai ciupesc. Eu te ciupește el alți pentru că știe că trebuie să-i medalie și nu vrei să faci sau cum vrei să râzi sau... Și toți aceștia așa, să... ar mai fi încă un băiat Valerică, mai sunt niște fetițe, două fetițe, trei fetițe chiar, mai încă un băiat Simion care poate să ia medalie. Poate, nu că trebuie să ia medalie. Deci am prevăzut vreo 12 medalii care, dar 6 cred că să iau. 6 mai mult ca sigur. Da. Păi și anul trecut prevăzusem 10. A fost un an mai dificil, să zicem păi așa. Niculescu trebuia să-mi ia 4 medalii anul trecut. Și mi-a luat, adică a luat medalie, dar n-am mai luat pentru mine. Nici o problemă, poate că anul acesta compensează ceilalți sportivi care vin din urmă și oricum... Ce se întâmplă? Sporturile individuale, asta este satisfacția unui antrenor. Că pot să iau medalii. Ce pregătesc pot să iau medalii? Față de jocul de echipe. Doamne, jocul de echipe pentru mine. E și eu, când fac cu copiii, ca să mă destin, fac un joc de echipă. Da, acolo contează mult ca echipa să meargă bine. Aici... Domnule, eu cu echipa am luat vreo 7-8 medalii. Cu echipa mea. Și am luat medalie cu 4 sportivi în echipă. Am luat medalie cu 6 sportivi în echipă. Domnule, mă duceam și știam că ăștia nu pierd. Și au, la finală vin 16-20 de echipe. Și vin cu rezerve. Dar eu sunt singur. La alte secții sunt 7-8. La școala sportivă, la Pitești, dacă ne uităm. 7-8 antrenori, profesori de judo. Și băteam, m-au bătut și ei de multe ori, da? I-am bătut. V-ați gândit? București, pe ăștia din București, ce bătute le-am dat. La Iași, la... Era un... killer, îmi ziceau. Gata, a venit killerul. V-ați gândit la un ajutor pe care să-l aveți acum lângă dumneavoastră și... Da, este domnul, posibil. Profesor, domnul profesor Jinga, el așteaptă ca să-mi vină decizia. Așteaptă cum așteptați dumneavoastră acum câțiva ani să-i să creeze postul, nu? Ce se întâmplă? Eram mai bine, eram mai mulțumit atunci să rămân tot la fabrica locală și să fac judo pe salariul ăla și... Oricum, trebuie să spunem că... Nu aveți intenția de a închide această secție? Nu. Chiar și după ce veți ieși la pensie, o să fiți alături și o să mai sunt acum niște copii mici, generație născuți 2004-2005, peste 3 ani de zile vor zburda. Sunteți... Pentru că așa a fost cam totdeauna. E o generație să duce, vine imediat încă o generație să duci, vin una după alta și la un moment dat eu am avut o problemă cu 2 ani de zile, am un accident stupid, așa care m-a înfrânat 2 ani de căutări, de șlefuit. Și se simte. E gaură acum între generația care e U21 și următoarea generație U12-U14. La U12-U14 sunt 1-2. Dar U16, U18, tot 1-2. Trebuia să fie 4-5. Să aveți mai mulți. Da. Păi, oricum, judo în câmpul lung va exista. Oricum, dumneavoastră veți fi alături de judo tot timpul. Pe final de emisiune, dacă mai doriți să mai adăugați ceva care merită să afle telespectatorii noștri, păi atât aș putea să le transmit, să nu ezite să aducă copiii la judo și la celelalte sporturi, că orice copil își caută menirea lui, undeva își găsește locul, face handbal, face atletism, face volei, box, lupte, box,
de la mine a plecat la box, a plecat la lupte, a plecat și la jocuri și a găsit locul acolo. Dar și la mine poate a venit de la fotbal, cu Mieșuța, a fost fotbalist foarte bun. Deci ideea e să facă mișcare, să facă să sport? Să facă pentru că să nu aibă timp să asimileze alte prostii. Da. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit aici la noi în studio. Domnilor și domnilor, până la o nouă emisiune, toate cele bune. La revedere! La revedere, vă mulțumesc!